semafor, un dosarul pe 13. Sigur că acum am reușit să vin pentru că am fost plecat în concediu în perioada respectivă. M-am întors, m-am dus la București pentru ca să fac ce-mi form în Parlamentul României pentru ca să se citească decizia Curții Constituționale. Iar acum am venit, așa cum vedeți, singur, fără avocat, pentru că știu că am și eu conștiința curată și Partidul Național Liberal are conștiința curată. Din punctul nostru de vedere este un dosar politic și sunt convins că acest lucru se va demonstra până la urmă. Îmi fac datoria de cetățean de a veni și de a spune în fața procurorilor ceea ce este de spus, să răspund întrebărilor dânșilor și să clarificăm o dată acest subiect. Domnule Nicole, dar... Dacă aveți cu Dumitru Stanciun, cu Teodora Tanasiu, sau dacă ați vorbit cu ei? Sunt coleg de partid cu Teodora Tanasiu. Domnul Samson este omul care a venit de la București pentru ca să sprijine logistic campania electorală aici la Cluj. Alte legături nu am cu domnul Tanasiu. Sunt prieteni, este președintele filialei liberale din Alba Iulia. Suntem colegi de partid, suntem colegi în birou permanent național. Sigur că avem o relație de prietenie veche. Sunt convins că domnul Tanasiu, așa cum mi-a spus, a fost când a ieșit din această instituție, este complet nevinovat, nu are nici cea mai mică vină, dar sigur, instanțele vor cântări acest lucru și se va demonstra că așa este. Dar au fost interlopi în semnul PNV? Nu cunosc niciun fel de interlop, nu știu cine și de ce i-a catalogat interlop, despre acest subiect voi discuta și voi încerca să-l clarific. Pus la dispoziție, cum scrie într-un comunicat al DNA, este o chestiune care nu prea corespunde. Un sediu de partid, la fel cum este un spital sau este o biserică, este în permanență la dispoziția cetățenilor, așa încât cred că este firesc ca acest lucru să fie clar stabilit. Este un loc public pentru un partid și toată lumea care vine este bine primită, indiferent de câți bani are în cont sau indiferent de ce meserie are. Domnul Ioreanu spunea că la sediul PNL Cluj, nu la sediul PNL Cluj. Domnul Samson a fost și într-un sediu și în celălalt, pentru că dânsul răspundea atât de campania pe județ cât și de campania pe municipiu Cluj. Vă mulțumesc, sunt așteptat mereu.